după vacă noi am crescut foarte mult. Deci nu a fost apogeul trupei. După vacă n-a scos albumul Dirtylicious, care a fost considerat de toată lumea, sau mare majoritate, mult peste Freak Show. Am avut turnee serioase, festivaluri mari la care am participat, deschideri la trupe foarte importante. Însă nu, Vacan e Vacan. Tot timpul e nebunie, oriunde ne-am dus. A fost și la 40-50 de oameni și la sute sau poate chiar mii. La Rockstad a fost mii. Mii, exact. Tot timpul e nebunie. E energie pe scenă. Și se transmite show-ul și punctul invers, nostru foarte. Toată lumea zice asta, show e punctul nostru. Și bucuria de a cânta, da. Și în cronicile din Franța, exact. Cum scriau că nu, se vede bucuria pe fața noastră și se transmite.